Bună ziua tuturor! Mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Astăzi, Platforma Demnitate și Adevăr a avut ședința a două organe reprezentative ale partidului. În prima etapă a avut loc ședința Consiliului Național Politic, în care s-au adoptat mai multe decizii, atât legate de organizarea internă a partidului, cât și de interes public. În a doua parte a ședinței de astăzi a avut loc ședința de constituire a organizației municipale a Platformei Demnitate și Adevăr. În urma acestor două ședințe voi da citire declarației Platformei Demnitate și Adevăr cu privire la atât legate de deciziile Consiliului Politic Național din 26 februarie 2023, cât și legate de constituirea organizației municipale. Consiliul Politic Național al Platformei Demnitate și Adevăr s-a reunit astăzi, 26 februarie 2023, pentru a lua decizii importante cu privire la consolidarea structurilor de partid la nivelul municipiului Chișinău și a suburbiilor. Înnoirea echipei Biroului Politic Național cu câțiva colegi noi și planificarea acțiunilor menite să pregătească partidul pentru alegerile locale din toamna anului 2023. În cadrul lucrărilor Consiliului Politic Național s-a luat decizia privind participarea Platformei DA la alegerile locale sub brandul politic propriu. Totodată, pentru alegerile din municipiul Chișinău vor fi depuse toate eforturile pentru o alianță mai largă a forțelor pro-democratice, pro-europene. În acest sens, deja a fost inițiat un proces de consultare cu alte partide extraparlamentare, în vederea unei construcții electorale mai largi în jurul Platformei Demnitate și Adevăr, atât pentru Consiliul Municipal Chișinău, cât și pentru identificarea unui candidat la funcția de primar general al capitalei. Tot astăzi a avut loc crearea Organizației Teritoriale Chișinău și alegerea președintelor Organizației Teritoriale Chișinău. Încă o dată, din numele întregii echipe, vrem să-l felicităm pe domnul Kiril Moțpan cu această alegere extrem de responsabilă. Îi dorim succes și sunt sigur cu o asemenea conducere împreună cu noul secretar general. Vedeți ce echipă avem? Reușim cu siguranță. Mulțumesc. O să reușim. Într-un ceas bun. Mulțumesc. Și cu Doamne ajută. În calitate de secretar general al organizației municipale a fost ales domnul Igor Otaru. De asemenea, îi dorim mult succes în realizarea tuturor obiectivelor pe care și le-a propus Platforma Demnitate și Adevăr în Chișinău. Mult succes! Cu Doamne ajută! Totodată au fost aleși vicepreședinții organizației municipale, Consiliul Organizației Municipale, având reprezentativitate din absolut toate suburbiile capitalei, din toate sectoarele capitalei. Am avut o prezență de peste 250 de membri în sală, care ne vor ajuta să atingem toate obiectivele politice în Chișinău. În sarcina organizației teritoriale Chișinău s-a pus revitalizarea partidului la nivel de municipiu și suburbii și pregătirea pentru alegerile locale. Pe lângă aspectele organizatorice și strategice de partid, membrii Consiliului Politic Național, dar și a organizației teritoriale Chișinău, au discutat și despre situația politică tensionată din Republica Moldova. Astfel, s-a dat apreciere că guvernarea actuală eșuează pe toate planurile sau problemele interne. Dacă chiar vorbim despre criza energetică, inflația, creșterea prețurilor, povara insuportabilă a facturilor, problema susținerii cetățenilor în perioada rece a anului, lipsa unor progrese în dosare de mare rezonanță, precum și abandonarea agendei antioligarhice. Politizarea excesivă a administrației publice centrale și locale, lipsa unor progrese în pregătirea pentru aderarea țării la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, s-a dat aprecierea activității forțelor oligarhice, revanșarde și populiste, a hoților de miliarde și a complicilor lor, șansele electorale ale căror cresc pe contul eșecului guvernării actuale. Anume, în această ecuație politică extrem de dificilă, Platforma DA
va avea de trecut un test politic și electoral extrem de important, și anume alegerile locale din toamna anului 2023. Iar pentru a diminua riscurile unui succes electoral al partidelor oligarhice, este necesară o alianță mai largă a forțelor pro-democratice și pro-europene extraparlamentare. În urma evenimentului de astăzi, Platforma Demnitate și Adevăr a finalizat etapa de reorganizare și consolidare internă a structurilor de partid la nivel de municipiu și suburbii, urmând să înceapă activitatea de pregătire a alegerilor locale din anul 2023. Sunt ferm convins că o echipă extrem de capabilă, sufletistă, empatică, noi vom reveni în cel mai scurt timp în prim planul vieții politice. Avem un cuvânt greu de spus și în plan profesional, și avem un cuvânt greu de spus chiar și sub aspectul degradării morale care s-au întâmplat de-a lungul timpului în societatea noastră, fiind propulsate forțe oligarhice drept principale alternative sau opoziții pentru eșecurile care se întâmplă astăzi în Republica Moldova. Eu vă îndemn să fiți cu ochii pe noi, să ne ajutați să facem o altfel de politică, o politică curată, o politică fără populism, o politică fără bani murdari în spate, o politică făcută de oameni pentru oameni. Să ne ajute Dumnezeu și într-un ceas bun. Felicitări, Platforma, da! Mulțumesc și eu tuturor pentru susținere. Chiar avem multe lucruri de făcut, dar vom reuși pentru că suntem uniți, determinați să ajungem victorioși în cap. Vă mulțumim încă o dată tuturor! Este un mic furșet acolo, putem continua discuțiile fiecare, cine trebuie să facem fotografii.